Bună, dragii mei, eu sunt Violet și vă invit să meșteșugărim împreună. Salutare tuturor! Bine ați revenit pe canal! După cum v-am promis într-un videoclip anterior, o să vă explic în videoclipul de astăzi cum calculați corect și cum lucrați corect răscruiala de la sub braț, adică pe partea cu trunchiul, da? Răscruiala mânecii pe partea cu trunchiul produsului tricotat. În primul și în primul rând, reamintesc că înainte să vă apucați să lucrați, să tricotați, să croșetați, voi trebuie să aveți măsurile făcute, da? Tot ce înseamnă talie, șold, lungime produs, lățime spate, bust, da? Lungime produs pe față, cât de largă să fie răscruiala de la gât, cât de largă să fie mâineca în partea de sus și la partea de jos cu încheietură, da? Adică grosimea mâinii vă interesează atât la încheietură cât și partea de sus de la braț. De asemenea, ce măsurători se mai fac pentru anumite modele, lungimea mânecă, da? Fie măsurați până jos, până la încheietură, fie până la cot, cum preferați voi. Dacă lucrați o rochiță, bineînțeles, lungimea rochiței, lărgimea ei în partea de jos a șoldului sau circumferința ei de jur împrejur în partea fustei, da? În partea de jos a poalelor, ca să zic așa. Bun. În ceea ce privește răscruiala de la mânecă, eu astăzi o să vă arăt cea mai simplă metodă de lucru. Bineînțeles că ele există multe variante de a răscruia o mânecă. Eu astăzi o să vă prezint pe cea simplă, clasică, da? Pe înțelesul tuturor, pentru începători. Ce trebuie să aveți voi ca și calcule, ca și măsurători pentru a putea face mâneca corect? În primul rând, răscruiala, da? În primul rând, aveți bust, da? Trebuie să măsurați cât aveți în bust. Eu o să iau niște cifre aleatorii ca să vă fie mai clar ce vă explic, da? Să zicem că avem în bust 100 de centimetri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că voi, fața și spatele, o să trebuiască să aveți câte 50 de centimetri, da? 50 de centimetri pe față, dacă lucrați din bucăți, da? Mă refer. 50 de centimetri pe spate, da? Deci aveți aici față și spate. Dacă lucrați produsul circular, da, înseamnă că voi o să luați în considerare cei 100 de centimetri, da, ca să aveți circumferința totală a răscruielii. Acum, în momentul în care voi ajungeți la subbraț, lucrând circular, despărțiți în două, da, și practic tot acolo ajungeți la aceleași explicații pe care o să vi le dau eu pentru tricotatul din bucăți. Sau și croșetatul, că această tehnică este valabilă atât pentru tricotat cât și pentru croșetat. Calculele se fac identic, da? Bun, un alt indicator pe care trebuie să-l măsurați voi, da? Este lățimea spatelui. Lățimea spatelui. Și aici foarte multă lume se încurcă. Măsoară cu totul altceva. Lățimea spatelui, în general, este, depinde, în funcție de mărime, cam între 30-35, poate să fie și 40 de centimetri. O să zicem că avem 35 de centimetri, da? Lățimea spatelui. Cum se măsoară lățimea spatelui? Eu o să vă desenez aici așa, în linii mari, da? Deci voi aveți aici umărul, da? Așa, da? Bun. Lățimea spatelui se referă la distanța dintre liniile astea de cusăture, da? Dintre mânecă și spate. Deci asta este lățimea spatelui. Da? Nu cuprindeți și umerii, da? Nu este inclusă și partea cu brațul, ci pur și simplu unde vreți să vă pice vouă cusătura, da? Cusătura produsului. Asta este lățimea spatelui. Bun? Și vă spun din experiența mea că ea începe în jur de la 30 de centimetri până mai sus și crește cu 2-3 centimetri în funcție de mărime. Da? Să zicem că la un S vă trebuie un 32, la un M vă trebuie un 34, la un L vă trebuie un 36 și așa mai departe. Da? Dar voi
cel mai bine este să măsurați pe corpul vostru. De ce? La fiecare om are un alt tip de postură. Sunt oameni la care spatele este mai proeminent sau poate e un pic vorba de puține probleme cu spatele, da? Vorbim de cocoșat. Sau sunt diverse situații. De aceea cel mai bine este să măsurați efectiv pe corpul vostru sau pur și simplu, cel mai simplu lucru pe care puteți să-l faceți este să luați o bluziță și să vedeți cât are ea între cusături, da? O bluziță cumpărată pe care o aveți în garderobă și măsurați efectiv lățimea acestui spate. Și ajungem așa, deci avem la în bust acest produs, da? Adică aici, în partea de sub braț, avem 50 de centimetri ca și lățime, iar noi trebuie să ajungem în partea de sus aici, undeva la 35. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să eliminăm 15 cm de o parte și de alta, o să fie câte 7,5 cm, da? Haideți să vă scriu pe hârtie. Deci faceți așa, scăderea simplă. Din 50 de cm, cât aveți voi lățimea, da? De la bust, minus 35, rezultă 15 cm, da? Cei 15 cm se împart odată la un subbraț și odată la celălalt, adică minus 7,5 cm la fiecare subbraț, da? La fiecare parte. Bun. Acum, metoda este extrem, extrem de simplă. Cum ajungeți voi de la 50 la 35? Cea mai simplă metodă pe care am descoperit-o eu și nu cred că este ceva pe care nu l-a descoperit și altcineva. Cum procedați? Lăsați aici la margine, acum în funcție de model, în funcție de ce vreți. Voi lăsați fie un ochi, fie două, fie trei ochiuri de margine, da? De ce faceți asta? Pentru că să vi se așeze frumos aici marginea și în momentul în care o să coaseți mânecile de trunchi, să vă fie și mai ușor, pentru că astfel aici se păstrează ochiurile astea crom sau ochiurile de margine foarte frumoase și este mai ușor de cusut. Adică nu faceți închiderile de ochi imediat cu primele ochiuri, ci lăsați o porțiune aici de un ochi, de două, de trei, câte vreți voi. Iar închiderile le faceți utilizând următoarele ochiuri, da? Închizând următoarele ochiuri. Și cea mai simplă și cea mai clasică metodă este ca în fiecare rând, atât pe față cât și pe dos, să lucrați două ochiuri împreună, da? Două ochiuri care sunt înaintea celor lăsate pentru margine. În cazul meu, în cazul de față, eu am două ochiuri lăsate de margine, da? Și am făcut închiderile, da? Pe partea dinspre trunchi, lăsând cele două ochiuri. Și am făcut atât pe față cât și pe dos. Și faceți atâtea închideri până tot măsurați cu centimetru și ajungeți la lățimea spatelui vostru, da? Cât trebuie el să fie. Acum, conform croiului sau mai bine zis conform tehnicii corecte a proiectării unui produs, în mod normal, în croitorie, pe față, în general, se decupează mai mult decât pe spate. În sensul că se fac mai multe închideri ca să fie scobitura aici mai adâncită. În tricotat, dacă sunteți începători sau chiar dacă nu sunteți începători, eu vă recomand să faceți aceleași închideri atât pe față cât și pe spate. Fiind produs tricotat, el se ajustează și pe corp, da? Nu este ca și cum ar fi o stofă care are o ținută, care trebuie să se așeze pe corp și așa mai departe, într-un fel anume. Ci pur și simplu, în tricotat, lucru se strânge acolo unde trebuie și se... da, deci este o țesătură mai maleabilă. Și asta este toată șmecheria. Odată ce ați făcut aceste închideri la sub braț, vouă aici, automat, vi se creează un rotund foarte frumos, da? Atâta timp cât faceți închiderile astea atât pe față cât și pe dos. În cazul în care o să faceți doar pe față, pur și simplu aici o să vă iasă o diagonală, da? Ca din o diagonală geometrică. În schimb, dacă lucrați aceste închideri atât pe față cât și pe dos, aici se formează un rotund frumos. Până sus, până la umeri, voi nu mai faceți nicio închidere.
Văd foarte mult, este aceeași greșeală pe care o fac foarte mult în tricotat și se vede urât în momentul în care voi faceți aici la suprafață niște închideri și mai continuați cu închideri până sus. Nu este corect. De fapt, e mult spus că nu este corect. Poate că este, vi se pare vouă că mai trebuie să scădeți, numai că vizual, în momentul în care îmbrăcați acea haină tricotată, se vede urât. Partea vizuală și cum se așează produsul pe corp este esențială. Este esențială. Și diferența dintre un produs tricotat ca la carte și un produs lucrat fără ca să știi niște noțiuni de bază este simplă, că se vede de la o poștă că este lucrat de mână. Eu v-am spus în numeroase videoclipuri ca un produs tricotat să fie purtabil și să fie elegant, trebuie să țineți cont de niște reguli și să vă apropiați cât mai mult ca și cum ar fi lucrat de fabrică, din fabrică. Știu că poate sună mai dur, dar ăsta este adevărul. Bun, asta este toată teoria clasică, simplă și cea mai la îndemână oricui. În primul rând, măsurătorile, da? Țineți cont cât aveți în bust, țineți cont la ce lățime a spatelui doriți să ajungeți. Și faceți atâtea scăderi până ajungeți la lățimea spatelui respectivă. Pentru că sunt doamne cu bustul mai mare, da? Această scobitură poate să fie mai mare. Pentru că ele normal că au nevoie de volum, da? Pe partea cu bustul. Sau chiar și în sensul celălalt, dacă este o doamnă sau un domn, că aici se încadrează și cei și ceilalți, o doamnă cu un bust mai puțin generos, s-ar putea această scobitură să fie foarte mică aici, da? Pentru că diferența dintre bust și, să zicem, centimetri pe față a trunchiului și lățimea spatelui sau pe spate și așa mai departe, înțelegeți la ce mă refer, este mai mică, da? Poate să fie, nu știu, să aibă nevoie de 40 de centimetri pentru față, da? Să zicem că avem un bust de 80 și spatele e de 35. Deci normal că sunt 5 cm care se împart încă o dată la 2,5, da? Totul este foarte personalizat. Măsurați și încă o dată măsurați înainte să vă apucați să tricotați. Voi deja trebuie să aveți toate măsurătorile făcute. În ce sens? Uite, în cazul nostru de față este vorba de bluză. Noi trebuie să știm cât este lungimea bluzei până la sub braț, care este lățimea ei atât pe partea cu talia cât și pe partea cu bustul, astfel încât să faceți aici majorările necesare pentru laterale. Care este lățimea spatelui? Un aspect foarte important, foarte, foarte important, este să măsurați distanța de la sub braț până la umăr. Este foarte important ca să știți cât de înalt lucrați produsul. Fără aceste măsurători nu aveți cum să vă proiectați corect hainele tricotate. Da? De aceea mare atenție să vă apucați de lucru deja cu toate măsurătorile făcute. Pentru că o să meargă lucru și mai ușor, o să lucrați practic cap-coadă fără să vă opriți, că o să știți deja la câți centimetri trebuie să faceți, da? Asta e. De asemenea, un pas important și extrem de important, pentru că firele diferă și se așează diferit, da, în lucru, probați, mai probați și vedeți că sunt anumite fire care în momentul lucrului se mai întind, da, cresc în lățime și atunci voi deja lucrând 10-20 de centimetri, vedeți că lucrul vostru este prea lat. Luați centimetru, măsurați pe el și vedeți câte ochiuri, la câte ochiuri renunțați, astfel încât să ajungeți la lățimea dorită. Da? Iar asta se realizează în timpul lucrului sau chiar la început, dar după cam vreo 10 cm vă dați deja seama cum se așează acel fir. Într-adevăr, sunt fire, mai ales cele de vară, de primăvară, mai moi, care conțin în componența lor bumbac, acril, ind și alte fire de vară, se mai întind, se mai lățesc și se mai lungesc un pic, da? De aceea țineți cont de asta. În momentul în care nu știți cum se comportă un fir după spălat, căutați efectiv pe YouTube denumirea firului și o să găsiți cu siguranță numeroase tutoriale sau explicații cum se comportă acel
lucru după spălat. Știu că sunt foarte multe fete care fac videoclipuri cu eșantioane din anumite fire, da? Acesta a fost videoclipul de astăzi. Este unul explicativ, după cum ați văzut, și urmează să ne întâlnim în alt videoclip. O să urmeze alte secvențe cu răscurala de la gât și proiectarea mânecii, da? Vă aștept cu drag în data viitoare și ca să puteți vedea când apar videoclipurile mele, nu uitați să apăsați butonul de abonează-te de dedesubt ca să fiți la curent cu ce postez nou. Și credeți-mă că o să găsiți pe acest canal tot ce aveți nevoie pentru un lucru calitativ, un tricotat frumos și explicații la foarte multe tehnici și trucuri pe care trebuie să le aplicați. Repet, eu pe canal acum am peste 200 de videoclipuri. Intrați pe pagina principală apăsând pe numele meu și o să vedeți toate videoclipurile pe care le am pe canal și o să găsiți toate informațiile de care aveți nevoie. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi extraordinară, aveți grijă de voi, stați în casă pentru siguranța voastră și a celor din jurul vostru. Vă pup și vă aștept cu drag data viitoare. Nu uitați că este păcat să rosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Pe curând, pa, pa!